din nou stimați apicultori. Avem o lucrare importantă de făcut astăzi. Nu prea avem timp de filmat, dar am promis că o să arăt toate etapele pe care le facem. Și de asta ne-am hotărât ca să vă arăt ce facem noi acum. Iată, facem roii. Haideți să vă arăt cum am adus roii acasă. Tatico aici scoate ranele cu albină. Ia, filmează, Slavica, aici cum stau. În 3 caturi am adus câte o ramă, 11 rame pe într-un cat și plus câte o ramă scuturată în plus. Adică nu 33 de rame, dar 66 de rame de albină. Așa am făcut. Filmează-mi cu aici, Slavica. Explic cum am făcut noi. Filmează în stup. Iată o ramă. Am pus o ramă cu puțină miere și fără puiet. Și bocile o să le aducem și pe ele. Iată, filmează așa la rând, câte o ramă sau două. Și deja le-am pus aproape la toate, ne mai întoarcem și iarăși mai punem, ne stărâim să egalăm la toate câte leacă. Iată, aici e puțin, aici vom mai aduce încă. Iată, aici două, mai mult. Filmează în sus cu zboară albina, aici zăpăcită, ele o să mai încurce puțin, dar peste două zile O să stabilim care au mai mult, care au mai puțin, o să-i așezăm. Deci la noi bocile în timp de două zile trebuie puse, deci nu le-am pus mâine. Astăzi este vineri și noi sâmbătă nu lucrăm și suntem nevoiți ca să-i punem astăzi. Duminică vom aduce bocile. E de dorit a doua zi ca să puneți bocile. Ele se orfanizează și își dea seama că nu au matcă. Nici nu au de unde să tragă, pentru că am adus rame fără, absolut fără niciun gram de puiet. Dacă mai este câte o ramă care mai are câteva celule de puiet, e puiet căpăcit care până mâine va ieși. Maxim două zile el va ieși. Și vom face și un tratament de varoa și va fi sigur că nu vom mai avea aici varoa deloc și ele vor pleca încetșor. Mie nu-mi trebuie familii puternice, pentru că vreau ca la primăvară să duc înapoi de unde am luat și aici vor fi măci tineri și în felul ăsta vom schimba măcile bătrâni și vom face stupuri mai puternice. Ați văzut că baie frig, ba se răcește vreodată după ce se încălzește. Nu îmi dovedeți dezvolte albina, stopează. Și de acum, de 2-3 ani, ne tot chinuim să avem albină lucrătoare bună la salcâm și nu îmi dovedim. De aceea m-am gândit ca să unific familiile la anul ca să am albină bună. Vreau să vă mai arăt ceva în partea asta. Am nuclei, stupuri cu 6 nuclei, aici este de rezervă, pentru că la împerechere multe măci o să se piardă. Și un stup care nu o să se primească, o să se piardă măcar la împerechere, avem automat aici de rezervă. Iată, 3 stupuri de astea, câte 6 familii. Pentru că am asta situația, noi undeva 140 și mai bine de roi astăzi am făcut. I-am adus de la deal, v-am arătat cum i-am făcut. Știți deja etapele, bocile trebuie depus duminică numai decât. Luni, marți, le trebuie să iasă. Iată, asta e procedura, vă voi arăta cum punem și bocile, când o să înceapă să seamene și cum o să se dezvolte. Asta e cea mai simplă metodă și cea mai bună, care se poate face cu mâna omului acasă. Metode sunt mai mult, eu nu cum mă contrazic, eu dacă aveți ceva de învățat, aveți ceva de luat bun de aici, poftim, luați și aplicați. O să arăt în primăvară de ce fac astăzi roii ăștia.
pentru că o să-mi prindă bine la anul. Asta am vrut să vă arăt, nu am timp, avem mult de loc, uitați, de 5 în jur, parcă avem aici o stupină de, nu știu, de 1000 de stupuri, uitați ce zboară, parcă ar fi cine știe ce culesc. Vă doresc succes și dumneavoastră și ne auzim numai bine.